Da. Cu vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea prea fericită și prea nevinovată și Maica Domnului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Erufimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvântat. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, Cel ce ne miluiește și ne hrănește din darurile sale cele bogate, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am făcut rugăciunea, binecuvântarea ca la masă, pentru că cartea e o hrană spirituală. Și ne-am săturat din această hrană și vă mulțumim. Vă mulțumim.